nu pe fața pământului, o să ajungi un faliment la oi! Și numai se trece dimineață, oițele dragi se mișcă. Miros de... Ce valori aveți? Spuneți. Cum gândiți lucrurile? Vă trebuie să trag o minciună, dar din asta ies direct. Uite direct. Dacă spun adevărul, îți cu roaba mâine. Ce spui? Vorbim direct, clar. Știi să lucrezi, dar ai trecut vreodată. O dată, 10 ani am trecut. 10 ani erai în clasa întâia, poate. Minciunile astea mărunte, duplicitățile astea, șmecherile astea cu care noi spunem că am cules marea binecuvântare lui Dumnezeu. Preobistire. Am spus la început, am încredere în generația asta. Hei, treziți-vă! Dumnezeul pe care eu îl predic este un Dumnezeu care are valorile Lui și eu trebuie să mă alinez viața mea la valorile Cerului. Amin. Trăiască Domnul în veci! Amin. Trăiască Domnul în veci! Amin. Moise a zis că toate comorile Egiptului sunt niște cunoaie. Comoara este Iisus Hristos Domnul. Pavel a spus, pe toate le-am țocolit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut tot. Hei, sunteți aici în seara asta, mă ascultați? Cine pierde? Tată, ei sunt în lume, dar ei nu sunt din lumea asta. Ei n-au nicio treabă cu gândirea lumii acestea, cu filozofia lumii acestea, cu trăirea mai ales a lumii acestea. Gândirea lor, mintea lor, este înnoită de puterea Evangheliei. Ei își adaptă viața din resursele lui Dumnezeu și izvoarele curate a Dumnezeului Celui Viu. Vă urez succes, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Doi. Fiecare dintre dumneavoastră, dintre voi care sunteți aici și eu, am o zonă a ființei mele care se numește iubire sau afecțiune. Și atunci trebuie să vă spun, nu trebuie să acceptăm valorile lui Dumnezeu așa de silă. Nu? Cum a fost copilul ăla. Să stai că bă, în biserică stai pe scaun, nu stai în picioare. Toată lumea acolo stă pe scaun la biserică. Și el s-a dus, s-a pus, după un minut s-a ridicat în picioare. Bă, stai jos, că ți-am spus în biserică, nu se duvesc că tot stau jos. S-a pus pe scaun. Nu a avut răbdare, după 5 minute, iar în picioare. Au făcut câteva mișcări din ăsta, după care taică s-a prins deodată așa. Mă gândesc cum l-a prins, mă. L-a prins. Ți-am spus să stai jos. Dacă odată te mai ridici în picioare, eu te duc afară și apoi să vezi ce mama, ca să citesc fraza asta de mai de la sat, care mi-e dragă, să vezi ce mama de bătaie îți dau. Și mama bătăie. Mama bătăie nu știu cine e, dar îți dau o mamă de bătaie din aia. Bă, când am auzit copilul care poate să mai gândit cu mama asta, mică bătaie, zic, nu știu, s-a pus jos și stat. Dar mai târziu l-a bucnit pe taică și zis, tate, să știu că stau jos, dar în inima mea tot în picioare. Ei, există un soi de creștinism de genul ăsta în care am vrea să silim pe toți oamenii să se încadreze. Hai că te încadrez, dar așa! Frate, păstor, mă încadrez, dar în inima mea... Domnul nu vrea asta. Există o zonă numită afecțiunea vieții noastre, dragoste. În Împărăția lui Dumnezeu, tot ce faci trebuie făcut din... De aceea, Ioan spunea, Domnul ar vrea de la voi ca zona asta afectivă a vieții voastre să o folosiți pentru cerul lui Dumnezeu. Și a scris în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pe care am învins-o Moise și toți Sfinții lui Dumnezeu, Iosif și alții, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu sunt de la Tată, nu vă încruciți. Diavolul ăsta spune, bă, lasă că Dumnezeu le-a dat pe toate. Nu sunt de la Tată, să fim clari. Și sunt din lume. Și o raționament, și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu cu mintea asta înainte, ce se întâmplă cu el? Spuneți voi. Rămâne în viață. Adio cimitire. Adio moarte fizică. Adio toate. Noi ne-am născut în lumea lui Dumnezeu. Noi suntem extraterestri lui Dumnezeu, galactici lui Dumnezeu
Și noi, pentru că aparținem Dumnezeului Celui pe Pământului care n-are început, n-are sfârșit, și noi vom rămâne în viață. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu în veci. Amin. Cine vrea să rămână în viață? Toți, da? Atunci faceți voia lui Dumnezeu, simplu, și rămâneți în viață. Dar zona asta afectivă a vieții voastre, zona asta care vă macină, nu canalizați pe lucrurile lumii care au fost amintite. Nu iubiți lumea, iubiți-L pe Dumnezeu și împărăția Lui. Iubiți lumea lui Dumnezeu, iubiți-L pe Iisus până la capăt. Și Dumnezeu vă va face să trăiți în viață. Din toată inima, glorie Domnului în veci. Așa au făcut Sfinții lui Dumnezeu. L-au iubit pe Domnul până la capăt. De ce au murit parene? De ce au acceptat să fie tăiați în două cu fierăstrău? De ce au rămas lipiți de Domnul până la capăt? Vreau să vă mai spui un gând înainte să zic amin. Un gând care l-am amintit deja până acum. Aici, în lumea asta, noi suntem străini. Anticii până asta și vreau să rog pe Alin să pregătească cântarea. O cântare a extraterestrilor. Știți care e? Nu de mult am învățat. Spuneți voi care. Eu nu sunt de pe pământ, bravo. Asta vreau să o cântăm și să credem în ea și să fie concluzia acestei după amiezi. În lume, dar nu din lume. Eu nu sunt de pe pământ, țara mea e acolo sus, iar eu mă duc după Iisus. Ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Tată, eu vin la tine, dar vor veni și ei la tine. Și eu, când vor veni ei la tine, o să le arăt, de-abia aștept să le arăt slava mea pe care tu mi-ai dat-o înainte de temerea lumii. Dar cât sunt în lume, te rog să-i păzești de cel rău, te rog să-i faci misionari, să meargă cu Evanghelia, pentru ca alții să creadă prin cuvântul lor, cum au crezut ei prin cuvântul meu, și eu mă rog și pentru aceia care vor crede, pentru toți care vor crede prin slujirea mea și a voastră în iarna asta, în anii care urmează. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu! Mă rog, Doamne, ca valorile lor să fie valorile noastre ale cerului, iubirea lor să fie pentru cer, și atunci când noi avem ca valoare resursele cerului și iubirea noastră este pentru cer, doar nu vom ajunge în iad. Că vom ajunge tot acolo unde este Iisus Hristos. În țara de dincolo de stele, în raiul lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze toată biserica. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii care sunt la conferința asta. Dumnezeu să lasă puterea Lui și înțelepciunea Lui peste noi. Amin? Amin. De astăzi, mă rog să fiți niște semne și minuni, unde Biblia oriunde vezi. Mă rog să la știri să se vorbească despre extraterestri. În Dobri, sute de extraterestri. În Beclean, mii de extraterestri. Vă, o năvălit o altă lume peste noi. Pentru că așa spune Pavel. Atunci când se uită lumea la noi, cum trăim, zice, bă, te-au nebunit. Dar eu spun în adevăr. Am nebunit față de lume, dar trăim pentru Hristos. Să fie așa o diferență de șocantă între lumea de jos și lumea lui Dumnezeu, încât să fim, așa cum Hristos ne-a vrut, o cetate așezată pe un munte, nu poate nici cum să rămâne ascunsă. Întunericul e foarte gros, când apare extraterestri la facultăți, cu navele lor. Mușchii voștri spirituale, cele nouă roadele Duhului sunt dragostea, bunătatea, credincioșia, pacea, facerea de bine, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor, când apar navetele astea spațiale, că nu se mai poartă deloc în lumea asta. Toți șocați! Ce se întâmplă? Au năvălit peste noi, da! A năvălit lumea lui Dumnezeu, aleluia! Au venit Sfinții lui Dumnezeu din biserica primară, deci toată cetatea se tormura, toată cetatea era mișcat. Ce s-a întâmplat? Au fi pocăiți. Ăștia sunt adevărații extraterestri. Dar ei sunt în lume. Dar ei nu sunt din lume. După cum nici eu nu sunt din lume. Dar te rog să-i păzești. Și Iisus să ne păzească în inima lui cum. Amin. Să stăm ridicați. Haideți să cântăm cântarea asta. Și apoi ne rugăm pentru cele două bilete și ne rugăm pentru noi toți să rămânem în inima lui Dumnezeu.